orez cu lapte, ediția de vară. Agregat, o lecuțică de tigaie, oameni, ce ai tu pe acasă? Foc. Cuștiruc cu 400 de mililitri de lapte. Lapte de cel mai bun gras. În ăsta să pun puțină, puțină sare și vreo 4 linguri de zahăr. Una. Niște paste de vanilie, cuștiruc, opțional, două boabe de astea de cardamon, pac, pac, și un baton dintre ăsta de scorțișoară, cuștiruc. Și bineînțeles, punem orez, facem orez cu lapte. Eu am aici 100 de grame de orez. Orezul meu este orez arborio, dintr-o la italian, pentru risotto. Acum tu poți să pui orez de ăsta normal, de-a nostru. Uite, și așa amestecăm frumușel. Dacă cumva se îngroașă prea tare înainte să fiarbă orezul, mai putem pune lapte, fără niciun fel de problemă. Acum îți dai seama, cantitatea de lapte depinde foarte, foarte, foarte mult de orez. Eu sunt aproape sigur că la mine o să-i mai trebuiască lapte, dar vedem. Uite așa, când începe a clocoti, am dat focul la mititel, 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 da? Fierbim la foc mic. Treaba este că nu prea putem să plecăm de lângă el, nu, nu, nu. Din când în când mai amestecăm. Ia uitați, dragilor, eu cam asta vreau să fie consistența la orezul meu, pentru că când o să se răcească, el o să fie mai gros, o să se îngroașe o lecuțică. Dar fiindcă orezul încă nu este fiert, am să-i mai adaug lapte, lapte pe care l-am încălzit o lecuțică înainte. Uite așa, nu foarte mult, adaug așa, puțin câte puțin, puțin câte puțin, și lasă mai fiarbă. Ia uitați, dragilor, ăsta este orezul meu, o intrat aproximativ 700 și vreo 50 de mililitri de lapte, ca să știți. Orezul l-am gustat, s-o fier perfect, e minunat de bun. Cum ziceam, vreau să-l las o lecuțică mai mare, pentru că el oricum o să se întărească când se răcește. Ce am să fac? Am să pescuiesc boabele de cardamon. Uite așa, una am pescuit o leacă mai devreme și cu scorțișoara asta și am să stâng focul. Uite așa, frumos, am să stâng focul și am să las toată treaba să se răcească. Da, pentru că orezul ăsta nu el se vii răci. Versiunii de vară, orez cu lapte, versiunea de vară. Da, da, da. Într-o tigaie dintre asta, am să-i dau foc și am să pun niște fistic. Uite așa, cred că am pus cam mult, dar nu contează. Și am să prăjesc eu o lecuțică așa, fără nimica, fisticul ăsta, îl coc o lecuțică, câteva minute. Amestecăm o lecuțică cu fisticul ăsta. Uite așa, și când a început să lumenească cât de cât, am să-l foc cu aceeași tigaie. Am să zdrobesc o lecuțică, uite așa frumos. Fără miță, uite așa, o lecuțică și cu colțul tigaie, uite așa. Așa, tata. Și punem totul deoparte. Ia uite așa, s-a răcit complet orezul meu. Peste el aici voi pune niște bucățele de piersică. Uite așa frumos. Acum bineînțeles, piersică, nectarină, caisie. Ce ai tu? Ce vrei practic? Pepeni galben, ce vrei tu? Ce vrei tu? Am să pun o linguriță de miere de albine. Uite așa, peste fructele astea, uite așa frumos și peste orez. Fistic. Uite așa. Și ca să fie vizual corect și să avem cu ce să ne lăudăm la neamuri, să facem poze, punem și o frunzuliță dintre asta de mentă. Uite așa, uite așa, am vârfă aici. Să facem poze, să punem pe Instagram, știi cum zic? Așa, să luăm și cu o lecuțică de fruct dintre asta. Fai cât de bun. Nu vă puteți închipui. Sincer vă spun. Sincer. Eu până azi n-am mâncat în felul ăsta orezul cu lapte. I-am făcut așa, mai mult pentru iarnă, știi? Să-l mănânc așa, cald, fierbinte. Dar mi-a venit mie într-o zi, oarecum ar fi să fac un desert din orez cu lapte, știi? Un desert de ăsta de vară. E minunat, frate.